il scopperiggio nuțăranul american. Salut, mă, sacalilor, ce faceți? Știți cum stă treaba, băteam eu din palme, dar acum bateți voi mimuri cu Snick. Eu v-am auzit în capul meu cum bătați așa, pirita. 37.000 de membri, bă! Facem după acest clip 40.000 de membri pe acest grup. Aveți grupul în descriere, îl căutați pe Facebook, mimuri cu Snick. Ok, poți să știu ce este aceasta, fraților? Efectiv, mi-a mutat degetul. Dar what the fuck, cum m-a pus așa bine această șaură? Mi-a pus sos de... Fraților, am cumva sos de bărbat la gură. Fraților. De că am sos de bărbat la guriță. Efectiv sunt întruchiparea românului de rând. Andrei, moderatorul meu care nu dă niciodată greș. Dar de ce iară s-o? Bă, frate, de ce nu merge nimic, bă, să mă? Deci, fraților, cum ajung acasă? Deci, se vede pe energie, nu merge. Este mouse-ul pornit, dar de ce nu merge? 2060 și Snick se îngrijorează că-i cade părul. Atenție, arăt bine ca moșneac sau nu arăt? Efectiv, dacă eu nu ți arăt așa ca moșneac, este efectiv degeaba. Dar ciciocan arăt. What the fuck, fraților? Ciciocan este acest moșneac. Deci acest tatai, fraților, dă pistinas la mulți dintre tineri, da? Atenție, fraților, ciciocan. De ce ăsta să fie bunicul tău? Să vină bunicul tău să te ia de la școală și ăsta să fie bunicul tău. Să te aștepți în fața școlii și îmi spune taică-tu că vine cu lemne acasă. Da. Cum a pus drujba? Sunt gata, fraților, să tai niște lemne. Punem ceva frumos. Filmează Snick mimuri. Ce amuzant este, fraților, acest mimuri. Cine l-a făcut? Hei, cine e acest Snick? Cum? Snick Luci însuși a făcut acest... Băi, ce amuzant este Snick Luci, nu? Ce asta? Bă, fraților, cine a făcut aceasta este oficial verișorul meu. Nu mă uită, cine? Remus Păun. Remus Păun, ești verișorul meu din acest... Este din Bacău. Poate chiar este verișor de-a meu, când noi aici am Bacău. Oh, cremă, când ne-au pus într-o biserică, Dumnezeule, eu nu mai ajung. Deci eu în rai nu mai ajung. Acum că am și tatuaj de ăsta pe spate cu runii, păgânii, vikingi, așa, clar nu mai ajung. Bă, dar ce tare este, stați o leacă să vă arăt. Am fost și eu, fraților, într-o vacanță, da? Și-am postat poza asta pe Instagram, adevărat. Este o poză corectă, să ne-o decupa, ne-o pus. Dar ce văd eu pus pe Fecioara Maria aici în brațul lui Găitan să mor eu. Deci acesta, fraților, este prea tare efectiv. Sper că toată lumea a citit cu vocea mea. Nu știu de ce scriu greșit mereu, pentru că are un căcat de tastatură, frate meu. Un căcat de tastatură, mă rog, nu-i căcat, firma e bună, dar nu știu, prea mici pentru mine. Dar ce s-a întunecat așa, veri, dă să plouă. Nu contează, fraților, cum dau acest ISO mai mare. Ia să văd dacă știu să umblu. Ia, fraților, că știu, ia uite, hăț. A, păi a venit lumina, mă, la mine acasă. Hai, ia uite-l. E, acum cred că o să vadă mai pixelat. Ia. La acesta o să-i dau eu fixare, cum pot, pentru că moderatorii mei nu au mai dat fixare la nimic, o să dau eu. Am fixat această postare. Prea bună, prea tare, prea tare asta. Snick, filmez în pantaloni? Nu, mersi. Snick, filmez în boxeri? Da, este ce trebuie. Este foarte ciudat, dar după foarte mult timp, nu vă speriați, nu vă speriați. Fraților, atenție, ce poponează, ce popom, da, fraților, am pantaloni. Pare cum ne-am pantaloni, dar mă simt ciudat, cred că nu sunt natural, știi, cam așa. A venit frigul, bă, și eu am păr pe picioare, știi, așa, dar acum am venit direct de acasă, știi, ca să filmezi direct ăsta, așa, nu mi-am mai dat pantaloni în jos. Ia să-mi dau eu pantaloni în jos, frate. Trebuie să facem treaba, dacă tot o facem. Așa, fraților, și o să-i arunc chiar în spate, frumos. Da, bravo, balcanic, bine. Ah, dar mă simt mai liber, ești prost. Doamne, cum am putut să stau cu ea pe mine? Ei, nu cred așa ceva. Fraților, ce? Bă, what the fuck, bă, deci mă surprind astea în continuu, bă. Bă, deci mi se par atât de buni și reali și perfecti. Și cum Dumnezeu, găsiți pozele încât să le faceți perfect, bă. Bă, ce tare e, cine a făcut această? Doris, Doris, ești prea tare, Doris. Ce tare, ia uite-l pe ăsta, bă, cum stau, bă, cum? Dar ce, și eu stau cu mâna așa ca ciocanal. Tare sunt acestea două, deci acestea două, fraților, acestea merită să fie puse chiar în spatele meu. La cel perete. Când mă voi muta eu la apartamentul meu, o să pun mimuri în ramă. Fraților, și o să fac, s-a terminat. Să-mi aduceți aminti că eu sigur o să uit. O să fac un perete, peretele meu din spate, care o să fie studioul. O să-mi pun numai așa, numai mimuri de astea. S-o termina, bă, ce tare, fraților. Asta o să fac bine. Ia să vedem un videoclip terminat. Ăsta e din 2 iulie, cred că nu l-am văzut. Bă, fraților. 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 Fraților.
Bă, n-am, ești prost. Bă, mi s-a blocat obraj, ești prost, n-am, mamă. Dar eu sensibil la de astea, bă, nu mai faceți, bă. Eu sunt așa viking, dar sunt o leacă, am așa suflet sensibil, știi? Pentru unele chestii, știi, care așa, bă, să mă râci, mamă, ea, bă, nu mai. Bă, dar ce, bă, cât i-am făcut cu ăsta, bă, de atâția ani, bă, de atâția ani ești prost. Doamne, ești prost, deci așa nostalgii ce m-a luat, ești prost, atâtea clipuri am văzut, ce-a făcut sute de clipuri împreună, ești prost. Mimurile bune din grup. Sneak. Hai zis, fraților, eu am zis să-mi dați tag la alea bune. Ce să fac dacă eu intru mai greu pe grup, că așa dacă ar fi după mine, aș filma mimuri în fiecare zi, că în fiecare zi sunt mimuri noi, dar nu pot să filmez doar mimuri. Și până intru eu, nu mai sunt mimuri bune. Machiaj de școală. Machiaj de școală. Eu doar că asta e pensulă, asta nu știu ce înseamnă. Asta, eu știu ce e loțiune. Acesta este un creion colorat. A, ruj, știu de ruj. Ok. Hai, frate, mi-a făcut aluniță, nu pot să cred. Deci este tot ce urăsc. Sper că nu mai am niciun contract activ, dar aici am făcut o campanie pentru o campanie pentru Logitech. Și aveam scaun Genesis. Și aveam și mouse pe de la Genesis. Cum ar veni și l-am dat jos. De-aia era biroul gol, știi? Ca să nu se vadă. Și am, bă, să mor eu. Logitech îmi pare rău și Genesis, două branduri cu care am lucrat, foarte bune. Nu mai lucrăm după cum vedeți, dar foarte bune. A descoperit Jonus Țăranul America. Oare, să dar eu n-am mai fost la curent, bă, ce face Dorian aici, mă, iar are veciul de ăsta să mări, nu l-am mai urmărit. Mamă, ce așa arată Dorian Popa acum, ce? Fraților, what the fuck? N-arată așa, bă, înseamnă că, înseamnă că e vechi aia. Da, uite așa are părul sus, hăți. A, ba nu, bă, ia uite la aici, cred că era așa, a, pe aici, așa. A, deci nu-i neapărat de mult. Bă, dar ce barbar e, hâț, de când nu l-am mai văzut. Vecinul lui Dorian a ieșit și el pe terasă. Nimic ciudat, totul e perfect normal. Pe uliță. Ca barbață. Un chic ca și el arat pământul. Ea ca păi da numai. Imaginați-vă că eu chiar am postat poza asta că am zis, mamă, ce tare sunt. Și efectiv poza asta două zile mai târziu ajunge mie. Frate mi-a dat like. Bă, dar când are frate mi-e timp să stea pe Facebook? Deci, fraților, nu știu de voi, dar eu pe Facebook nu am mai stat de ani de zile. Și prost, frate, pe cinstea mea, fraților, dacă eu am mai stat pe Facebook. Ia, Snic Luci. Snic Muci, Snic Luci. Ia să vedem ce făceam. Nu am mai stat de mult, bă, când stă frate mi-e pe Facebook. Deci eu stau pe Facebook doar când filmez mimuri. Ia, dacă ar să merge calculatorul, ia. Deci aici am eu ralul meu la mulți ani. Acum, în 25 ianuarie 2020, atenție, în 2020, mă rog, am dat share la o poza asta cu Lucifer, ce drăguț. Da, chiar mi-a plăcut cum ar veni. V-a plăcut? Serialul mie mi-a plăcut. În 4 luni, fraților, să fac 3 ani de când n-am mai deschis Facebook-ul. Da. Să dai seama, săraci ăștia mi-au zis la mulți ani pe aici. A, uite, acum 3 ani mi-a zis, ești prost. A, uite, acum 2 ani. Ia, fraților, în cuncă. Ești prost. Ia lasă-te, mă, verișorule. O muri, o muri, frate. Dorime, Sfânta Maria, dorime. Da, ce mă. Așa retardat suntem? Uai, ce să... A, uite, un chiloțiu, atenție, atenție, eu un chiloț peste el. Eu filmând în chiloț. O să vă fac o poză, că nu cred că mă credeți. Trebuie să-mi postez să nu fiu leneș, dar fraților, 3 ani mai încolo, aceleași cărți, microfon, tot este la fel. Același scaun, uite, răpciugat pe aici, l-a luat ăștia. Nu știu în ce dată o să postez ăsta, fraților, că eu filmez câteva zile înainte să le testez, că eu de obicei mai plec, mai am treabă, știți? Eu miercuri pe 27, adică când vedeți voi asta, sunt plecat în București cu fratele meu, atenție, la un eveniment organizat de YouTube, da? Cum pot eu să mă duc, fraților, acolo? Eu cu fratele meu care filmăm pe 3 cărți, atenție. Mergem acolo, fraților, și chiar stăm așa acolo, ca și cum suntem cool, eu cu fratele meu, așa, noi știm că filmăm pe 3 cărți. Bine, frate, mă uit la ăștia, ce cu ăștia, vei? Are rost să mă uit la ce primăria munice... Ce sunt zilele Târgoviștiului? Bună ziua! Nu cred. Ăștia sunt aici. Aici. Bine mână mici, mici cu muștar, focus pe grătar, de un bucătar. La concert, la Five Gang, la zilele la Târgoviști, bine! La majorat la Cosmin, la Vărâmiu, bine rău majoratul, l-a făcut la, în centru, la primăria Târgoviști, s-a organizat eveniment Five Gang, bine! Frate, what the fuck is this shit about? Cartofi, ori, lucitori, cartofiori, lucitori, cartofiori, what the fuck is this shit? Da, un mim foarte amuzant, ce-am râs, l-a tăiat de lemn!
Nu, asta este cea mai bună, ești prost. Cea mai tare, atenție, este cea mai tare. Asta este cum îi dau pin să mor eu. Cum îi dau, fixează în evidențiate, atenție. Tare este aceasta. Dar ce bine a pus acest stopân. Și aceasta de asta de... Le zici că am față efectiv de Ion, frate, să mor eu de asta, să mor eu dacă vă mint. Da, ce tare este asta, să mor eu dacă nu. Ia, stai să pun o story, atenție. Bă, nu se poate, bă, de ce este efectiv următoarea, bă? Bă, am pus o poză. Bă, există ceva să nu mă fi făcut. Deci mă țin ca cu mașina, să mor eu. Poftă, învață munchiul ăla și mlecher o schemă. Este atât de relatable în România acest meme, pe bun. Ești cu toții, cu toții că nu, băi, un om nu este pe care să urmărească acest clip. Îmi lasi mie în comentarii, dar puteți la tot, deci așa nu există un om să n-aibă un unchi care știe să facă. Bă, nu există. Nu există, bă, deci unchiul ăla trebuie să fii. Și eu la un moment dat o să fiu unchi. Vă dați seama că dacă o să aibă frate-mi un copil, o să fiu unchi, nu? Unchi, o să fiu unchiu. Bă, și eu când o să fiu unchiu, vezi, dai seama, eu cum am făcut așa, hai bă, să vă văd să schemă, știi? Știi unchiul nealuci, știi? Vreau să zic și eu de ce stă remorca sprijinită de capul de tir. Bine, tare asta, rău. Băiat, fraților, are o mașină de astea sport. Un bărbat are un SUV, da? Un SUV ceva, un Q5 puternic, un Volvan, ceva bine acolo, un MLE, un geleu, da? Da? Bine. Dar o legendă, fraților, are un tir și puteți să-mi ziceți ce vreți voi, cine este șofer pe tir, este legendă. Ok, fraților, se pare că nu s-a terminat cu acest meme. Sneak demolări. Bine. Bun, 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 bun. Are ăsta 1500 de cai puteri. E vreo 400.000 de euro de ăsta. Este, fraților, cred că e cel mai luxos mic. Ia, fraților, ce este acesta? Acum 8 ani. What the fuck. Și acesta este nou meu canal de vlog, care nu este un vlog pentru că n-am absolut nicio fucking Twitter. Uite, avem oameni și o profesoare. What? Continu. Salut pe toți și să vă spun că eu sunt tipul ăsta care a ajuns la aproape 14.000 de abonați. What? Ce? Yeah. Ai lăsat, ai murit, gata, ai făcut 100.000, nu mai faci YouTube. Cileanu, băi, dă un like acolo, activează clopoțel. Ți azi nu e reacție la reacție, trebuie să vă las la murat undeva la vreo 3 săptămâni ca să vă marinați bine. Și mă, nouă, gata, s-au tăiat picioarele, știi? Deci nu pot. Eu marți trebuia să fiu în București ca să filmez clipul pentru frumos să fiu primul care află. Ideea e că știam ce o să urmeze, tocmai de asta mi-am cumpărat ceva de pe Amazon special pentru videoclipuri de genul. Avem aici clopoțelul cringe. 5 ani la Instagram ăsta, și nu reușesc să fac lumea, poate chiar sunt urât și nu vreau să vorbească pe Instagram. În fine. Concluzie. Deci știu, fraților, că m-am apucat de YouTube toamna, Sneak Gaming. Ia zic dacă găsim canalul, unde? Ia ăsta, ia. Atenție, fraților, dacă e să o luăm logic, fraților, pe 14 noiembrie să împlinesc 10 ani de când fac YouTube. What the fuck? What the fuck? Oficial eu, că am mai făcut la alt prieten, eu n-aveam calculator când era mai mic. Fratelor, voi unii, gândiți-vă că v-ați născut în 2005-2006. Dar mă uit la frate meu, bă, ești prost, avea 7 ani când eu făceam YouTube, ești prost, acum are 18, se moare dacă nu. Deci fac YouTube din mai mult de vârsta voastră. Deci cred că sunteți unii, lăsați în comentarii câți ani aveți, eu citesc toate comentariile, dau inimă. Să văd dacă sunt mai, fac YouTube de mai mult decât sunteți voi pe planeta asta. Da, cred că o să închei videoclipul aici, că m-a luat așa o leacă nostalgia și... De fapt, am filmat prea mult și nostalgie. De ce mănânc? Am filmat o oră, ești prost? Mulțumesc că timpul vostru vi l-ați alocat să îmi faceți mie mimuri ca să putem să râdem. Eu ar dări el MVP, frate. Voi sunteți bărbați aici, nu eu. Oficial, voi, nu eu. Să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț și, ca de fiecare dată, eți apă mult, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat!